A descărca videoclipuri de pe alte canale este o problemă atât de legalitate cât și de etică. În acest clip vorbim despre cum poți să descarci clipuri de pe YouTube în mod legal. Salut, sunt Ionuț de la Mesh.ro și pe acest canal doresc să fac o comunitate de oameni care vor să crească împreună pe YouTube, așa că dacă și tu ești la fel ca noi, te rog să te abonezi la acest canal și de asemenea să apeși și clopoțelul pentru a nu pierde restul clipurilor. Se întâmplă de multe ori să-ți dorești să iei o bucățică dintr-un clip și să-l alipești la clipul tău sau să descarci clipurile pentru momentul în care nu vei avea acces la internet ca să le vezi. Când poți face legal chestia asta? Să mergem la regulile YouTube numite termeni și condiții și să vedem exact ce spune YouTube legat de cum putem să descărcăm clipuri de pe platforma lor. În secțiunea 5, ce spune? Sunteți de acord să nu accesați conținutul prin nicio tehnologie sau mijloace, cu excepția paginilor de playback video ale site-ului în sine, playerului YouTube sau orice alte mijloace indicate în mod expres de YouTube pentru acest scop. Apoi, în 9.1, acest conținut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al YouTube sau, unde este cazul, al licențiatorilor YouTube. YouTube și licențiatorii acestuia își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres în sau asupra conținutului lor. De asemenea, în YouTube Terms of Services, secțiunea 5b se specifică: You shall not download any content unless you see a download or similar link displayed by YouTube on the service for that content. Adică nu aveți voie să descărcați nimic de pe YouTube dacă nu vedeți butonul de download făcut de cei de la YouTube. Asta se traduce așa: nu ai voie să descarci niciun videoclip de pe YouTube dacă nu este al tău, dacă nu ai acordul scris al celor de la YouTube, indiferent de condiții. Dacă descarci un videoclip de pe YouTube, asta nu înseamnă că e ceva neapărat ilegal, dar asta va da posibilitatea celor de la Google să îți închidă contul dacă te prind. Totuși, în anumite condiții chiar poate fi și ilegal să descarci anumite videoclipuri de pe YouTube. De ce? Pentru că un creator care deține drepturile de autor scrise și așa mai departe înregistrate la OSIM sau la alte instituții de genul, încarcă un videoclip pe platforma celor de la YouTube, dându-le astfel licență pentru distribuire atât celor de la YouTube cât și celor de la Google. Asta nu înseamnă că îți dă și ție în vreun fel dreptul să folosești clipul lor pe conținutul tău. Există situații în care se poate invoca utilizarea loială, acel fair use, atunci când se folosește conținutul cuiva. În aceste condiții, foarte stricte de altfel, se poate folosi conținutul cuiva fără să ceri acordul posesorului. Dar, din experiență, vă spun că de cele mai multe ori nu se poate invoca acest fair use. Adică, cei care iau conținut de pe alte canale înseamnă pur și simplu că fură conținut, și de aici intrăm într-un teritoriu periculos al pirateriei de pe internet. Și suntem cu toții de acord că până la urmă platforma și creatorii ei suferă din cauza asta, mai ales cei care produc conținut și li se fură acest conținut de către alții. Există însă și o situație în care poți să descarci legal toate clipurile de pe platformă și să le vezi în mod offline. Să zicem că ești în autobuz în drum spre școală și nu vrei să-ți consumi toate datele văzând un clip YouTube, sau ești în avion și nu vrei să plătești o sumă exorbitantă pentru Wi-Fi-ul oferit de cei din avion, sau te vei duce într-o zonă unde nu vei avea acces la internet. YouTube oferă un serviciu care de altfel tocmai a fost implementat și în țara noastră, numit YouTube Premium. Acesta îți va permite să descarci toate videoclipurile de pe YouTube pe telefon prin intermediul aplicației lor de mobil și apoi să vezi aceste videoclipuri în mod offline ori de câte ori îți dorești. De reținut este că atunci când te reconectezi la internet, datele referitoare la vizualizările făcute, la durata de vizualizare pe acele clipuri, se sincronizează cu serverul YouTube, așa că acel canal de unde ai descărcat clipurile va primi credit atât pentru vizualizări, cât și pentru durata de vizualizare și inclusiv va primi bani. Ca om care a așteptat foarte mult timp introducerea YouTube Premium în România, încă din 2014, de când a apărut YouTube Red, în YouTube internațional,
Mă bucur foarte mult că există această opțiune. Bineînțeles, YouTube Premium e mult mai complex decât atât. Permite accesul la videoclipuri fără să apară reclame, permite accesul la YouTube Music, un fel de Spotify a celor de la YouTube, acces la seriale cum ar fi Cobra Kai, dacă ești pasionat de așa ceva. De asemenea, eu ca utilizator al YouTube Premium știu că în momentul în care vizionez un clip al unui canal, acel canal va primi o parte din banii pe care eu i-am plătit pentru YouTube Premium. Așa că singura metodă prin care poți să descarci clipuri de pe YouTube la tine în telefon fără să ai probleme este YouTube Premium. Drepturile de autor pot crea o mulțime de probleme celor care fac clipuri pe YouTube, asta însemnând că poți să-ți iei copyright strike dacă nu ești atent. Dacă vrei să fii informat și să nu-ți iei niciodată copyright strike, urmărește clipul din partea stângă și ne vedem acolo.